A doua oră a știrilor zilei, Elena Udrea a fost dată în urmărire generală și este la un pas să fie căutată prin Interpol. Polițiștii care au mers astăzi acasă la ea după condamnarea definitivă la 6 ani de închisoare în dosarul Galabute au constatat că de fapt nu e de găsit. Au însă informații că de dimineață a părăsit România prin Vama Giurgiu. Vă reamintesc pe scurt și mai apoi merg la colega mea Andreea Giurgescu. Astăzi, fostul ministru al dezvoltării și turismului a fost condamnat pentru a doua oară la 6 ani de închisoare pentru că a finanțat ilegal din banii statului organizarea Galei Bute în anul 2010. Și vă spuneam, Andreea e pregătită cu detalii de context și ce ar putea să se întâmple de fapt de acum încolo, apropo de această urmărire generală. Andreea, te rog. Polițiștii se pregătesc să pună la punct ultimele detalii pentru a putea să o dea pe Elena Udrea și în urmărire internațională, practic să le ceară polițiștilor din statele partenere sistemului Interpol, ca în momentul în care Elena Udrea este depistată pe teritoriul vreunui astfel de stat, mandatul de executare a pedepsei de 6 ani de închisoare pentru corupție emis astăzi de Curtea Supremă pentru a doua oară în dosarul Galabute pe numele Elenei Udrea să fie pus de îndată în aplicare. Așa cum s-a întâmplat în urmă cu aproape 4 ani în Costa Rica, atunci Elena Udrea plecase din țară la fel înainte de pronunțarea unei decizii definitive în cazul Galabute, cu 4 luni cei drept, nu chiar în ziua pronunțării deciziei definitive, cum s-a întâmplat de data aceasta, și nu a mai revenit în țară, ba chiar spunea că nici nu are de gând să revină. De data aceasta, până în acest moment, nu avem o reacție din partea fostului ministru al dezvoltării și turismului cu privire la noua decizie de condamnare. Practic, rămâne aceeași hotărâre care a fost luată inițial după ce Curtea Supremă a decis să respingă căile extraordinare de atac din acest caz. Elena Udrea a fost judecată în acest dosar începând cu primăvara anului 2015. Era în arest preventiv la momentul respectiv. Ulterior a fost plasată în arest la domiciliu sub control judiciar, însă a rămas fără nicio măsură preventivă din cauza faptului că procesul s-a întins pe parcursul mai multor ani, iar aceste măsuri preventive nu pot fi prelungite la nesfârșit. La fel, astăzi nu avea nicio măsură preventivă, ceea ce i-a permis să plece fără absolut nicio problemă și legal din țară prin Vama Giurgiu, așa cum s-a întâmplat acum. Procesul se referă la mandatul de ministru al turismului al Elenei Udrea din 2010 și la organizarea Galei Bute pe care ministerul a plătit-o cu încălcarea legii însă. În schimb, fostul președinte al Federației Române de Box, Rudel Obreja, condamnat și el la închisoare, 5 ani de detenție în acest caz, a fost de acord potrivit dosarului să mijlocească încasarea unor comisioane de la oameni de afaceri pentru ministrul turismului de atunci. Andreea, mulțumesc mult de tot. Discutăm în continuare cu Ion Meioniță, redactor șef Istorie, este în direct cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Cum vedeți dumneavoastră această situație, apropo și de ce relata Andreea, că există suspiciunea că ar fi plecat din țară chiar în cursul acestei zile, la ce ne așteptăm în continuare? Trebuie să vedem exact ce spun autoritățile, bineînțeles, pentru că am mai avut astfel de cazuri, chiar doamna Udrea a fost plecată din țară în Costa Rica o perioadă, deci este posibil așa ceva, dar încă trebuie să vedem exact care este o situație și să fie o informare oficială din partea celor care se ocupă cu așa ceva. Nu ne așteptăm deocamdată, nu are sens să facem speculații că va fi exact la Indigo după ce s-a întâmplat în Costa Rica. Aș mai puncta pentru cei care ne urmăresc și poate că vor să-și reamintească despre acest dosar, peste 25 de ani de închisoare în total în cazul Galabute. Dacă este să vorbim și să vorbiți despre amploarea acestui caz, acestui dosar, ce ați spune? Este unul dintre cele mai importante dosare și mai răsunătoare, ținând cont de numele implicate aici. A durat și foarte mult timp, a fost o întreagă poveste legată de mersul justiției în acest caz, cu multe întorsături, spuneați și de episodul plecării din țară, dar și din punct de vedere juridic și legislativ, cu toate schimbările care au avut loc. Dar până la urmă, iată, s-a ajuns la final și asta arată totuși că justiția acționează, indiferent dacă durează mai mult, cum a durat aici, până la urmă se ajunge la o decizie. Și asta este cel mai important lucru de știut,
că într-un stat care funcționează, justiția până la urmă se pronunță. Indiferent de verdictul pe care îl dă, dar trebuie să ajungă la o concluzie. Ceea ce aici s-a întâmplat. Să spunem că nu este, de altfel, singurul dosar pentru, pe numele Elenei Udrea. Ea, poate cei care ne urmăresc, îl știu răsunător și pe cel al campaniei electorale. Da, pentru că a fost unul dintre principalele nume în guvernarea Băsescu și a ținut foarte mult timp capul de afiș, ținând cont de poziția pe pozițiile, a avut numeroase poziții în structura administrativă în timpul acelor ani de guvernare, așa încât să ne amintim, a fost chiar la un moment dat candidat pentru în alegerile prezidențiale, deci un personaj extrem de important, extrem de influent și extrem de prezent în media, indiferent ce situație s-a aflat, o prezență media de, pe prima pagină s-a aflat întotdeauna, iată cum se află și acum în această situație. Deci unul dintre cazurile cele mai importante, dacă vorbim în România, ținând cont de poziția pe care a avut-o foarte mult timp și de influența pe care a avut-o. V-aș propune, pentru că menționam puțin mai devreme, apropo de totalul de ani de închisoare, 25 de ani de închisoare în cazul Gala Bute, vă propun să vedem exact cum arată situația în privința celorlalți inculpați și mai apoi mă întorc la dumneavoastră. Alexandra Dinu are detalii în acest sens. Alexandra, te rog. A doua condamnare ca durată în acest dosar este a lui Rudel Obreja, este fostul președinte al Federației Naționale de Box, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare, iar condamnarea vine după ce Rudel Obreja a ajutat-o pe Elena Udrea să obțină mită de la diversi oameni de afaceri, iar în schimb Elena Udrea l-a ajutat să organizeze Gala Bute din bani de la Ministerul Turismului. În continuare, Tudor Breazu, administratorul terenurilor deținute de Elena Udrea, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare, 4 ani de închisoare cu suspendare. A primit Gheorghe Nastasia, a fost secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. 1 an și 6 luni cu suspendare a primit Ștefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea. Ana Maria Topolicianu, fost director al Companiei Naționale de Investiții, a primit 3 ani de închisoare cu suspendare. Este cea care a denunțat-o pe Elena Udrea la DNA, iar Dragoș Botoroagă, administratorul unei firme, a primit și el 2 ani și 6 luni cu suspendare. În ceea ce îl privește pe Ion Ariton, fostul ministru al economiei, acesta a fost achitat. Mulțumesc, Alexandra. Mă întorc la Ion Meioniță. Mă bucur că a încheiat Alexandra cu Ion Ariton, cel care a fost achitat. Ne așteptăm cumva, apropo de Elena Udrea, ce ne mai așteptăm de acum încolo în privința acestui dosar, care să fie de aici încolo, din punctul dumneavoastră, evoluția? Fără să intrăm în speculații, insist, încă o dată, nu are sens să speculăm legat de plecarea dumneei din țară. Absolut, evident, trebuie să aflăm exact ce se întâmplă din partea autorităților competente și n-are rost să facem niciun fel de speculație în acest sens. Justiția se aplică, asta este cel mai important lucru, deciziile se aplică și până la urmă ce se va întâmpla în celelalte dosare vom vedea, pentru că a fost între cele mai importante cazuri în acest dosar, dar și în alte dosare sau alte dosare legate de acei ani de guvernare. Unii dintre cei care au fost inculpați în acele dosare sunt încă plecați din țară, deci sigur că ne așteptăm ca până la urmă toate aceste dosare să fie închise într-un fel sau altul și pentru ca lucrurile să fie lămurite odată pentru totdeauna, pentru că ați văzut, au fost ani întregi de încercări, de dezbateri, de scandaluri, de acuzații. Iată că acum se apropie și avem și deciziile în aceste situații. Mulțumesc tare mult, Ion Meioniță, pentru prezență, pentru întreaga discuție. Îl avem în continuare pe domnul Sabin Urcan, director Newsweek România, este în direct cu noi. Mulțumesc și dumneavoastră, domnule Urcan. Bună ziua! Pentru că a încheiat Ion Meioniță cu acei ani de guvernare, de momentul în care s-a produs acest
caz, Gala Bute mai exact, cum ați catalogat ceea ce s-a întâmplat atunci? Apropo de situația de astăzi, 6 ani de condamnare pentru Elena Udrea, pentru dosarul Gala Bute. Sincer, nu cred că o să vă placă răspunsul meu. Mie nu mi se încercăm pare... atunci, haideți să încercăm. Da, mie nu mi se pare dosarul Gala Bute un mega caz de corupție. Adică mi se pare... Care ar fi argumentele? Da, care sunt argumentele? Păi, argumentele sunt că mai degrabă e vorba de imaginea pe care i-a acuzat Elena Udrea că ar fi câștigat-o în urma Galei Bute. O afirmație care, mă rog, e chiar, cred că și în motivare, care nu... care te face să râzi. Elena Udrea n-avea nevoie să-și facă imagine cu Gala Bute, cred că era deja la butoanele puterii. Și nu e un mega caz de corupție dacă ne referim la ceva care a afectat siguranța națională, de pildă. Vă pot da cazuri de corupție mult mai importante decât Gala Bute, în care pedepsile au fost chiar mai mici decât acești 6 ani. Dar sigur că noi nu avem de ce să comentăm deciziile justiției decât bazându-ne pe experiență sau pe cazuistica pe care o mai avem. Acum trebuie să comentăm ce să comentăm. Că Elena Udrea nu e prezentă, a doua oară fiind asta, nu, pentru că deja ea a mai fost o dată dispărută în Costa Rica, nu e prezentă când se dă o sentință definitivă. Cred că asta s-a mai întâmplat, nu e nimic nou și cred că o să înceapă acum operațiunea obișnuită prin Interpol și căutarea și aflarea locului în care se află Elena Udrea. Deci nu cred că e așa foarte greu să afli. Data trecută, de altfel mi-aduc aminte, când a plecat în Costa Rica, se știa deja pe surse că este acolo, se aflase presa, nu? De investigație, da. Biletul de avion. Adică nu cred că e așa de greu pentru statul român, care are servicii secrete și așa mai departe, colaborări cu servicii, instituții de forță din alte țări, să afle prin ce v-am aplicat și încotro se îndreaptă. Da, mulțumesc mult de tot, Sabin Orcan, pentru prezență, pentru comentariu.